Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Câteva sute de CD-uri. Ai câteva sute de CD-uri? Da, câteva sute de CD-uri. N-am avut ca să fac, dar am prins CD player. Așa. Și am început să cumpăr muzică pe CD. Pink Floyd 1, Pink Floyd 2, da, Pink Floyd 3. Cea mai mare parte. Și multe dintre CD-urile astea sunt originale. Bun, cred că sunt bani aruncați. Adică îmi imaginez că acum nu mai sunt. Bune, că sunt originale deteriorate. Când sunt cumpărate? Că puteai în anii 90, începutul anilor 2000, originale nu prea erau, da, originale. Erau bulgărești. Te-ai trăit cu impresia că e original. Da, și nu erau. Atunci înseamnă că trăiam cu impresia că era original și cumpăram și de afară. Adică atunci când am început să călătoresc, mă duceam la magazinele de muzică de pe unde ajungeam prin Europa sau prin America și cumpăram muzică. Cumpăram CD-uri. Mm-hmm. Și da, plus, cred că sunt și câteva. Am aruncat toate casetele video. Din păcate, VHS-urile. Aia e o greșeală. Da, am văzut că acum unele se vând, dacă sunt ediție Princeps. N-ai avut, nu cred că ai avut așa n-am ceva. N-am avut niciodată, nu, dar nu n-ai de unde să știi. 80.000, da. Primul film Terminator, ediție Princeps, da. Nedesfăcută, casetă nedesfăcută. Eu nu pot să mă despart de, în mod stupid, dar acum că m-am gândit, cred că mă duc acasă și le arunc. Am două cutii mari, pline cu CD-uri, cu filme piratate. Aoleu, ce porcării sunt alea. Știi că într-o vreme erau niște băieți care de fapt le luau de pe torrent și ți le puneau pe CD. Știi ce trebuie păstrat? Contracost. Dar erau ieftine. Nu, știi ce trebuie păstrat? Nu astea. Dacă mai există casetele video dublate de Margarina, Irina Margareta. Maica mea, da, nu prea cred că mai... Dar ar fi de ceva. Vocea cealaltă, că mai era un domn de nu știu domnul. Cine era, da, mai rar. Era mai rar. Și filme mai de categoria sunt... B. Că doamna, astea premium era doamna Nistor. Alea sunt istorie. Păi da. Și mai are cineva oare? Nu știu. Știți pe cineva care mai are casete video, prieteni, casete video VHS, clar, să spunem, să o spunem pe dreaptă, dublate de pe vremea lui Ceaușescu, dublate de Irina Margareta Nistor, 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne dacă știți oameni care au, ai nu doar casete VHS, colecții de lucruri neobișnuite, dacă au hobby-uri de-astea să colecționeze lucruri. Sunați-ne și să vorbim despre asta și dați-ne și mesaje pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. Am primit deja, după intervenția noastră de mai devreme, că am vorbit și ne-am auzit aminte de combine muzicale, da, și radiouri pe lămâni, ne-a dat mesaj un ascultător care e posibil să aibă și casete cu Margareta Nistor. Bună dimineața, băieți! Am avut magnetofon Maiac. Da. Am și acum magnetofonul Caștan 1. Eu am avut Caștan 2. Am două valize de Benz, na, cu muzică. Și mai ascultă ce mai faci. Că mi-ați adus aminte de ele, să le mut de pe o rolă pe alta, să nu se lipească. Bravo! Ce muncă! Și pick-up-ul Tesla, ca nou, ca nou. Tesla, nene. Și magnetofonul, ca nou. Merge super, cu două boxe. La un moment dat făceam discotecă acolo la mine în sat și l-am folosit ca stație de amplificare. Bravo. Îi dădeam semnal de la un casetofon, dublu caset, acolo schimbam casetele și magnetofonul Caștan 1 îl foloseam ca și stație de amplificare. Ai, mamă, ce vremuri! Ce scule aveam! Așa am făcut, și eu la un moment dat. Mi-am luat un pick-up semi-profesionist, o chestie de genul ăsta, și n-avea amplificare. Și îl băgam prin magnetofon, prin Caștan, și îl amplificam pe box. Mama, de zile mi-am dorit să-mi fac și eu un rack de la cu deck, cu amplituner, cu castofon, da. CD player. Mă, arătau spectacol. Aveam un vecin, taichesul era pasionat de așa ceva, și avea o mulțime de scule foarte mișto, Akai. Eram mamă să-mi iau și eu un deck Akai, ce tare. Akai erau... Și tata era pasionat și aveam în sufragerie două boxe Unitra de 140 de wați, înalte de un metru. Da. Dacă le dădeai la jumătate, era nenorocire, se zguduia blocul. Da, păi erau o mulțime, știi, de oameni care aveau boxe de-astea mari, nu puteau să le folosească niciodată la capacitate maximă, că stăteau în bloc. Deși tata, fiind foarte pasionat de asculta muzică, era asta, amplitunerul Electromureș, ăla a dăinuit, deci după aia, în anii 2000, și-a luat scule Technics, nu, ăla... Că erau tot așa, era o șmichirie asta cu ampli, cum spunea și ascultătorul nostru cu amplitunerul din magnetofon. Amplitunerele alea vechi aveau nu știu ce șmichirie, aveau sunetul mai cald, mai nu știu cum. Știi cine avea o cinematecă în întreaga casă de casete video, toate filmele posibile și imposibile? Gabi Cotabiță. Gabi Cotabiță pe casete VHS, orice film aveai nevoie, puteai să-l întrebi pe Gabi Cotabiță și îl avea undeva, în videoteca lui personală, casete VHS.
dacă vorbești cu el de filme, nu există film pe lumea asta făcut, da, cred că și la chinezești, coreene și așa, să nu le fi văzut. Oh, dar și vreau să văd niște filme dublate de Gabi Cotabiță, cu vocea lui inconfundabilă. Uite, cineva are Spor Sângeros, dublat de doamna Irina. Aha, păstrează-l, păstrează-l. Da, da, zice, pe jumătate din film a înregistrat sormea nunta. 0372069599. Nu doar casete video, nu doar CD-uri, ci în general colecții. Dacă știți sau dacă faceți, colecționați ceva aparte, ce anume colecționați, cum vă descurcați cu nevasta? Da. Ai remarcat că de obicei domnii au boli de-astea cu colecțiile și nevestele sunt disperate că trebuie să șteargă de praf totul? Pe noi nu ne preocupă chestiile casnice, cum ar fi să facem curat, mâncare, lucruri de genul ăsta. Și atunci ne găsim liniștea în colecții. De la un moment dat încolo ele se obișnuiesc. Am doi buni prieteni, Alex și Andreea, și Alex este pasionat de tot, colecționează lucruri. Așa. Da, lucruri vechi. Și se duce prin târg și vine cu fel de fel. Și aia la început Andreea se enerva. Până la unul s-au mutat la casă. Cred că ăsta a fost și resortul, de fapt. Da. Și acum are foarte multe lucruri, dar a început și ea să le tolereze, știi? Și deja a trecut la nivelul la care cumpără vitrine și astea. Aha. Că are la tot mine? Felul jucării, are ceasuri. Are ceasuri dintr-o anumită serie de ceasuri de masă. Aha. Nu de mână, da? Ceasuri de masă. Și câte ceasuri de masă are? Eu cred că are vreo 50. Nu cred așa ceva. Da. Să știi că la mine Ione a simțit pericolul și a curmat din fașă. Deci când mă vede că încerc, că vreau să mă opresc pe la un târg de ăsta de vechituri, te prinde. Dacă intri, mai ales dacă intri în vorbă cu oamenii, unele dintre obiectele alea au povești. Da. Dacă a simțit că am oarecare, că patinez ușor în direcția aia și de fiecare dată când mă vede astea, mă trage deoparte. Trage. Hai de să plecăm de aici, că aici e periculos. Uite, Florin ne invită duminică la târgul de vechituri de la Giurgiu. Găsim orice, magnetofoane, casetofoane, benzi, casete, orice. Da, e o pasiune întreagă și sunt foarte mulți oameni care o împărtășesc. Alex, de exemplu, oriunde mergem în vacanță, el prima oară caută pe internet unde e târgul de vechituri. În orice oraș din lumea asta, se duce să vadă ce-i pe acolo. 0372069599, intrăm în direct sau mesaje 0728 3132. Colecții, colecționari, vorbim în dimineața asta. Am stârnit multe pasiuni și amintiri. Eu nu știu dacă am mai ținut, dar țin minte că aveam la un moment dat primul disc demo trimis de formația vocal-instrumentală Asia către radiouri. Da, nu cred. Piesa aia n-a devenit celebră niciodată. Aha. Dar știu că l-am ținut minte pe fete. Ce mișto. Îmi plăcea coperta. Mă, colegi, dar colecțiile voastre de timbre le mai aveți? Da. Cred că le are tata acasă, cred, nu știu exact. Eu le-am, am vreo clasoare alea, le păstrez cu sfințenii. La ce? La ce? La ce le păstrez? Nu poți să le arunc. A, da, este sentimental, tăiat așa de ele. Da, evident, le-am de când eram copil. Aha, ok. Și na, alea chiar nu le pot arunca. Uh-huh. Încă am toată colecția de poze de gumă Beverly Hills 90210, plus colecția de poze de la guma Turbo din anii 90, cu fotbaliști și artiști, ne spune Monica din Constanța. Am acasă în România o colecție de viniluri cu toate bazmele românești. Aha. Și pick-up-ul există la ora actuală. Nu știu dacă mai funcționează, dar vinilurile, am o colecție impresionată cu toate bazmele românești care erau odinioară. Alea le-am ascultat și eu. Mai am și eu încă mai am acasă o parte din discurile respective. Eu toată copilăria le-am ascultat, așa este. Eu le-am găsit și le-am MP3-uri acum și le-am pus să asculte și copiilor mei. Și au plecat, s-au uitat cruciși la tine. Nu, Alice în Țara Minunilor le-a plăcut foarte mult, că e un musical și e foarte, foarte mișto pentru copii la 5, 6, 7 ani. E bombă. Dacă mi-a luat un multifuncțional pick-up, casetă, CD, USB, vi l-am trimis pe WhatsApp. În fiecare sâmbătă mă duc la piață, aici la Oradea, după casete și viniluri. E un hobby nou, Ciprit din Oradea. Te salutăm, îți mulțumim. O colecție de 600 de cărți poștale, circulate 600. Și necirculate, din anii 1910-1930. Wow. Mă, ce tare! Ce mișto! Avem, să știi, ascultători colecționari. Ca lumea, curg mesajele și sunt sute, cred. Bună dimineața! Eu am colecționat când eram la școala generală și încă mai am și acum acasă cartele de Rom Telecom. Le puneam reloc la chei, făceam schimb cu colegii de clasă, umblam cu dita mai maldărul de cartele în buzunar. Și ne-a mai scris un ascultător
că are un prieten care își continuă această colecție și încă face schimburi internaționale prin corespondență cu diversi cetățeni. Cu cartele de telefon? Cu cartele. Auziți-mă, dar clasă. Cartelele sunt alea, pentru cine nu știe, care se foloseau ca să vorbești de pe stradă. Da, la telefon. După ce au fost telefoanele cu fise, au apărut astea cu cartele. Dar clasori de la de bilete de RATB compostate a avut cineva? Eu n-am avut. Băi, erau atât de la modă la un moment dat, pe la sfârșitul anilor... Dacă n-aveai timbre, puneai... Pe la sfârșitul anilor 80... erau niște compostatoare de-astea. Păgai un bilet și era o combinație de până la 9 găurele, știi? Și în principiu puteai să ai toate combinațiile posibile la tine, în cazul în care venea controlorul. Și erau și niște clasoare speciale pe trașeu. Și te urcai în tramvai și întrebai. Asta știu, da. Dar întrebai, te uitai la cineva, câte, la cineva, cum arată? Problema era că se învecheau, se schimba la un moment dat ori prețul biletelor. Da, ceva, da, da, vremuri se schimba mai răruț prețul biletelor. Băi, uite, cea mai inedită colecție pe care am primit-o până acum este una de etichete de fructe și legume. Cum adică etichete de fructe și legume? Adică alea de pe banane? Da, știi? Și de pe măr? De pe măr și de pe diverse. Din când în când sunt anumite branduri care au un apțibil. Și nici nu ocupă mult loc. Exact. Adică, practic, un caie studențesc le-ai strâns pe toate. Același cetățean colecționează și sacoșe de supermarket. Aici e grav. Cu sacoșa, cu pungă de pungi. Adică nu e vorba mare. De o pungă obișnuită de pungi, o pungă de pungi diferite. Așa ai păcălit-o pe nevastă, te-ai zis că faci colecție? Dimineața, Marius din Craiova. Pe lângă multe alte lucruri am atașat aici o poză. Vreau să vă spun că frecventez sâmbăta și duminica, nelipsit de câțiva ani, târgurile de vechituri din zona Olteniei. Aha. Ați fi surprins să vedeți ce comori găsiți acolo. Mm-hmm. Am și casete video, dar nu dublate, benzi de magnetofon, pick-up-uri, casete audio, doamne și ferește. Din păcate nu am prea multe poze în telefon, dar pot reveni pe viitor. Mulțumim tare mult! Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Neața, băi. Neața, măi, în afară de când eram eu copil, am luat aici un pick-up foarte, foarte frumos, se auzea foarte bine și ascultam povești pentru copii și Liviu Vasilică. În al doilea rând, ne-au dat, în 90 am luat un video, un video de ăsta VHS. Da. Și cea mai importantă chestie pe care, și am sport sângeros și eu, dublat de doamna Nistor, și Omul Invizibil. Era un film foarte mișto. Dar cu toate astea, eu am avut un studio 12 ani și asta am făcut, transferam casete de-astea video pe DVD. Uh-huh. Și am transferat undeva la peste 5.000-6.000 de casete. Da, nunți în general, presupun. Exact. Și vă dau un sfat celor care vreți să mai vedeți casetele, dacă vă mai merg videourile, desfaceți-l și curățați capul ăla, că o să zgâriați banda. Mm-hmm. S-ar putea, mersi frumos. Mulțumim, Cristi. Florian, bună dimineața. Salutare. Salut, Florian. Bună dimineața. Salutare. Tu ce colecționezi? E mult spus colecționar, dar v-am auzit cu casetele VHS și cu video. Da. Încă le mai am și acum, cu o grămadă de filme. Și te mai uiți vreodată la ele sau doar le ții acolo și adună praf și îți asperezi pe nevastă ta? Am încercat acum, cam o lună jumate, două, da, să-l pornesc, dar nu cred că mai am cablurile necesare să-l pun la televizorul care l-am acum. Am vrea cablurile acelea vechi pentru televizoarele care le-au dat. Da. Două G-uri, nu mai știu cum se chema, roșu și galben, și acum nu mai conectica. Din ce oraș ești? Din ce oraș ești? Din București. Ah, din București. Du-te la Maica Domnului, acolo sunt niște magazine de-astea de electronice, da. Vorbești cu băieții și îți găsesc toate cablurile. Te rezolvă cu orice cablu ai nevoie, da. Uite, un ascultător săracu a pățit o tragedie din cauza soției, a trebuit să renunțe la o colecție de telefoane vechi cu butoane, avea 400. Mamă. Deci dai seama, femeia e exasperată, dar nu mai pot. Da, da, da. Iar o altă, apropo de colecții inedite. 400, bă, băiat. Genii. Sau nu genii, pardon, scuze. Îl cheamă Ciubi, care are ascuțituri chinezești. Alea zice care erau 5 lei bucata, am sute. Mamă. Cum s-a ajuns să... Deci știi alea care aveau tot felul de figurine. Petre, bună dimineața! Neața, salut! Bună dimineața, băieți! Bună! Eu am început colecțiile cam de pe la vreo 6 ani, cât îmi aduc aminte. Acum am 57. Am început cu soldați din aceea de plastic, soldați de plumb, mașinuțe, matchbooks, insigne, chibrite, colecții întregi pe care le păstrez și până la viniluri. Am și eu casete, cred că vreo 2 saci de casete, și originale și originale bulgărești. Mai ai soldății de plumb?
Aia mai am, aia de plastic mi-a distrus fiul meu când era și el mic și i-am pierdut așa rând pe rând. Aia de plumb i-am, din cauza aia nevastă mea mă ceartă de fiecare dată când e vorba de șters praful, că n-are voie să șteargă ea pe rafturile pe care soldații de plumb. Vai cât de frumoși erau. Eu aveam soldății de plastic și o singură dată în viața mea am reușit să văd cu ochii mei soldății de plumb, care erau mult mai, da, sunt foarte frumoși, șmecher, mai bine lucrați. Sunt, dacă mergi pe afară prin Europa, sunt magazine de pasionați, unde chiar asta fac, pictează soldății cu uniformele armatelor respective, sunt ca să recreeze diferite bătălii. Am în stare foarte bună o colecție de 83 de reviste Rahan. Rahan! Ăsta e cel mai tare. Fiz de Rao, Fiz de Zaj, Faruș. Mulțumim pentru toate mesajele și telefoanele din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.